În dimineața zilei de 4 octombrie, polițiști din cadrul Inspectoratului General de Poliție al României au pus în executare 316 mandate de percheziție domiciliară, printre care șapte în județul Suceava, într-un dosar penal care vizează nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Ancheta a fost inițiată de Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Constanța, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Polițiștii Constanțeni au documentat activitatea infracțională a unei societăți comerciale din Ungaria, care, prin intermediul unui site, ar fi comercializat pe teritoriul României către persoane fizice arme din categoria celor supuse autorizării și diferite tipuri de muniție aferente acestora, fără a respecta condițiile legii privind regimul armelor și al munițiilor. Activitatea s-ar fi desfășurat prin amplasarea de comenzi către magazinul online, iar societatea în cauză ar fi livrat armele și munițiile către cumpărătorii români prin intermediul firmelor de curierat, care introduc bunurile în țară fără a declara acest fapt autorităților vamale și fără a îndeplini condițiile solicitate de legislația națională în acest domeniu. Se arată într-un comunicat de presă transmis de IGPR. Potrivit unor surse neoficiale, din județul Suceava au fost ridicate șapte arme neletale de tip airsoft pentru a fi expertizate.